Vasluienii spun că viața lor a ajuns o luptă pentru supraviețuire pe care încearcă să o câștige lună de lună. Da, acum mă duc. Chiar acum vă duceți? Da, da, da. Cât da. Aveți de achitat? Foarte puțin. Foarte puțin. Un metru cub, cam așa. Sunt singură și n-am așa consum mare. Faceți și economie? Normal, ca fiecare om așa, dacă e. Aveți de plătit mult luna? Nu. Dar de unde? Din 600 de mii care le iau? Nu reușiți. Păi, dar și pensia e mică. Rămânem de pe o lună pe alta, rămânem cu datorii. Luna asta, de exemplu, ați plătit? N-am plătit. Păi, dar să iau pensia. Păi, dacă nu iau pensia, cu ce să trăiesc? Și aveți datorii la apă? Păi, dar datorii unde nu este? Datorii este, doamnă, vai, de mine. În ultima perioadă, datoriile populației către furnizorul de apă potabilă au crescut simțitor. Nivelul datoriilor rămâne sau se cifrează în jurul valorii de 13 miliarde de lei vechi, 1.300.000 de lei, iar celor asociațiilor de proprietari în jurul valorii de 40.000 de lei, 400 de milioane. O parte din utilizatorii și achită la timp datoriile, mai sunt și persoane care uită să mai treacă pe la caserii. Noi luăm toate măsurile pentru ca să ne recuperăm datoriile. Societatea a dispus o serie de măsuri în cazul celor care au restanțe foarte mari. În unele situații a fost sistată apa potabilă până la achitarea facturilor, în timp ce 60 de persoane s-au ales cu popriri pe venituri.